O femeie în vârstă de 75 de ani a fost găsită paralizată în casă duminică seara 14 februarie de către pompierii făgărășeni după ce un vecin de-al ei și-a dat seama că nu o mai văzuse să iasă din locuință de weekendul trecut și a sunat îngrijorat la 112. Pentru a pătrunde în apartamentul bătrânei situat într-un imobil de pe Bulevardul Unirii din Făgăraș, pompierii au urcat pe o scară culisabilă, apoi au spart un geam de la balcon. Bătrâna găsită paralizată a fost transportată la spital. La locului au intervenit pompierii cu o mașină de descarcerare și un echipaj smurt.